Cu toate că la început, să știi că ea a fost împotriva Brexitului, Aici voiam să ajung, da, la Brexit, voiam să ajung, că ea lumea a se fost teme pentru Brexit. împotriva Brexitului, ea a făcut parte din acea grupare a Partidului Conservator care s-a opus cu îndârjire ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și la jumatea campaniei a întors-o. Toată lumea, ea în acel moment a fost dată ca decedată din punct de vedere politic, conservatorii au crezut că ea nu va mai avea resursa să-și revină. E uite că s-a întâmplat Brexitul, iar ea a urcat pe treptele puterii. Astăzi, la Balmoral, amândoi s-au dus, fiecare mașina lui, Johnson se prezinte, să se întâlnească pentru ultima dată cu regina în calitatea sa de Premier. prim-ministru. Ea s-a urcat în altă mașină și pe un alt drum s-a dus tot la Balmoral, unde se află regina astăzi, pentru a primi însărcinarea în numele reginei de a forma nou guvern. Da, eu am titrat Liz Truss noul premier și am spus și că e deja noul premier, să știe cititorii când spuneți și dumneavoastră astăzi că emisiunea noastră e înregistrată în după Da, amiaza zilei de registrată. marți și Astăzi va fi spun difuzată marți. miercuri. Deci Deci, miercuri, mâine, practic, când va fi când dată, ne ea vor, va va fi fi devenit premier. deja Exact. prim-ministru Da. oficial însărcinată de către Apropo regina Angliei. Ca să fim de înțeleați. relația cu regina, dacă putem face câteva referiri, cum credeți că va fi relația ei cu regina Marii Britanii? Da, înainte, tocmai asta vreau să fac, să fac această, să confirmăm această nuanță. Guvernele Marii Britanii nu sunt ale Marii Britanii, sunt ale majestății sale, regina Exact. sau regele. Nu se formează decât la invitația suveranului britanic. Și primul ministru formează guvernul în numele și spre plăcerea majestății sale britanice. Este o formulă simbolică, să nu uităm, Marea Britanie este o monarhie constituțională. Bun. Relația cu regina este o ironie a sorții. Vezi, atunci când încep la 18-19 ani să lupți împotriva monarhiei și la 45 de ani să te duci la monarhul pe care voiai să-l dai jos, să-i ceri să te invite să formezi guvernul în numele său, E un paradox mare. nu este un paradox, este o ironie a sorții. Istoria are un umor deosebit. Această regină care a văzut cât 13, cred că doamna Liz Truss va fi al 14-lea prim-ministru. Sau al 13-lea, s-ar putea să greșesc, trebuie să verificăm cifra. Da, cred că al 14-lea, pentru că mi se pare că că Theresa May a fost al 12-lea. Deci ar Da, fi și al Boris 11-lea Johnson următorul, Johnson da. și al. Deci, această regină care a avut 14 prim-ministri, majoritatea dintre ei, deci începe cu Winston Churchill, Da. și majoritatea dintre ei au fost de stânga, unii antimonarhiști convinși și care de-a lungul carierei lor și mandatelor lor de premier vor deveni monarhiști absolut convinși. Da. Tony Blair. Și el și ea și soția și Tony Blair erau cunoscuți pentru manifestațiile la care participau împotriva monarhiei. Iar cel care va salva monarhia britanică de la dezastrul pregătit de către forțe obscure, absolut obscure, la moartea nefericitei prințese Diana, va fi tocmai Tony Blair. Tony Blair va face în așa fel încât furia populației pentru faptul că protocolul regal nu a permis unei foste soții de prinț de Wales, mama unor viitor regi, unui viitor rege, să fie înmormântată cu onoruri regale, această furie populară se îndrepta devastator Este, spre familia da. regală, iar Tony Blair este cel care salvează familia Și regală. lucrurile